Sigur, e importantă victoria. Eu m-aș bucura să câștigăm așa victorii grele, muncite, cu emoții 7-8 la rând, să fim pe locul întâi să luăm campionatul. Când am câștigat o dată campionatul cu Mandolina antrenor, cam așa s-a întâmplat. Am avut 7 consecutive cu 1-0. Am avut emoții, am strâns din pumn, să nu zic din altceva, și am ieșit campion. La fotbal asta e important, victoria, cele 3 puncte. Și după aceea sunt celelalte jocuri frumos și spectaculos și 5 goluri care ne-am dorit cu toții. Dar important e victoria. Nu țineți pumnii gazului? Pe mine mai puțin mă interesează asta. Așa cum am spus, e important că am câștigat noi și că acum de pe noi presiunea s-a mutat pe cei care joacă mâine și pe mine. V-ați gândit când ați văzut pe Gabi Mureșan că părăsește terenul? Păi, ce să zic, că nu e bine, că am arătat roșii și în alte partide, a lăsat un om în minus, va trebui să își revizească jocul și atitudinea, pentru că așa, dacă tot rămânem cu un om în minus din cauza lui, e greu. Mă rog că ceilalți băieți au compensat, au suplinit și au câștigat partida. În general, și el meciul etapa viitoare? Cine? Da, dar nu e problemă. Avem trei portari în mare formă și oricare poate să apere. A fost un post cu probleme, la noi acum chiar nu fac niciun fel de greșe. Ce părea că am câștigat când a jucat cu un om în minus? Oare nu s-au acomodat băieții? Cred că da, poate asta a fi secretul, poate nu știu ce să zic. Dar într-adevăr e important că echipa a dat vadă de mult caracter, am muncit foarte mult, am avut ultima ocazie a partir de tot noi, prin Sogu, am mai avut ocazii, puteam să mai dăm goluri. Așa sunt mulțumit, în primul rând, de rezultat și sigur că vom crește în forță și în joc, pentru că întotdeauna prima partidă este foarte grea. Arbitrajul? Eu am zis că nu mai comentez arbitrajul și le-am spus și la arbitri și la observatori că dau note. Și am zis că dau nota 7 și nu comentez mai mult. E mare, e mică? Bunicică. Și faza dinaintea golului capitanului? Nu comentez arbitrajul. Nu. Până cu două ore nu știam. Chiar și nici nu, dacă venea în curtea stadionului, cred că nu-l recunoșteam și îmi cer scuze că de acum o să-l cunosc. Fiind mai la debut cu arbitrajul la centru, eu zic că s-a achitat de nota 7, cum a zis, de sarcini și nu intră la mănuntă. Începutul vă dă speranță, puteți obține alte... Da, deocamdată suntem pe locul întâi, să vedem până când. E foarte important că suntem pe locul întâi. Funcționează și nou sistem implementat de Poștă? Da, funcționează. Mulțumesc.